Lifestyle uh -huh. cu Elena Zagaican. Uh -huh. Pentru părinți. Am revenit în Lifestyle și am o nouă surpriză astăzi pentru voi, pentru că este momentul să mergem așa puțin pe o cale de bază, de poveste. Și asta pentru că uh, o nouă poveste va fi în biblioteca voastră în curând, sunt convinsă de asta. Alături de mine este astăzi Bianca Partenie, care a venit cu o surpriză. Salutare! Bună Elena, mă bucur tare mult să fiu astăzi aici. Și, într-adevăr, am pregătit o surpriză care sper să încânte pe cei mici, dar și pe cei mari. Să știi că noi ne-am bucurat foarte mult și de cealaltă carte a ta pe, cu care am făcut cunoștință de Crăciun la Târgul de Carte amus. Acolo unde ai fost prezent alături de noi și ai făcut cunoștință și tu cu copii, te-ai distrat alături de ei, le-ai prezentat cartea, e bine de data aceasta... O nouă surpriză. Despre ce este vorba? Am promis de data trecută că o să revin cu o surpriză. Cartea pe care am pregătit-o de data asta este o carte universală, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. De data asta nu mai vorbim doar despre Crăciun, vorbim despre povești, vorbim despre cum poveștile ne ajută să fim noi înșine, să nu ne fie teamă de unele sentimente pe care mici fiind uneori nu le înțelegem, și să avem curaj să ne urmăm visele. Să știu că exact asta simt și eu, pentru că poveștile, cărțile în general, îmi oferă posibilitatea de a deschide noi discuții alături de copiii mei. Poate că nu știu întotdeauna cum să încep o anumită discuție, însă dacă aleg o carte cu acea tematică, de acolo cumva pornește discuția, exact. pentru că acel lucru s-a întâmplat altcuiva, unui alt personal și nu suntem noi implicați direct. Tărâmul poveștilor uitate se numește de data aceasta Cărticica și văd aici o vulpiță. Da. Și o vulpiță avem și noi aici. Avem aici o vulpiță creată Așa. de o foarte bună prietena mea, Xantia Turcu, care se ocupă cu obiecte din ceramică, pe care chiar vă recomand să o căutați pe potiripo, pe Instagram. Uh, vulpița asta a stat pe biroul meu. Și într-o zi am simțit așa că îmi face cu ochiul și de la ea a pornit toată povestea asta. Uh, vulpița din carte este făcută pe modelul acestei vulpițe și într-adevăr a dat naștere unei povești foarte frumoase și drept dovadă uh, că un mic obiect ne poate deschide o întreagă lume de imaginație. La ce să ne așteptăm când citim? Pentru că mai văd aici un dragon, cred că zic bine. Da, da, Așa, da. Și o fetiță foarte frumoasă cu părul de foc avem o fetiță foarte curioasă și care nu vrea să se dea bătută atunci când colegii de școală îi spun că nu poate să devină ceea ce își dorește ea, adică o exploratoare de povești. Și Fetița noastră Mișa, pe numele ei, pornește într-o aventură alături de vulpoi care este paznicul poveștilor și alături de dragonul Hapciu, care o să aflați voi mai târziu, că are o mică problemă cu emoțiile. Oh. Se emoționează foarte rău și e frică să nu se facă de râs. Deși este mare și e este mare un dragon, e mare și fioros, dar totuși are o mică problemă pe care nu reușește să o ascundă. Și Mișa îl învață cum să facă. Ce e cel mai important e că uneori noi uităm poveștile și credem că ele au dispărut, dar de fapt ele se duc undeva să se schimbe, să devină mai interesante ca noi să le reținem. Dar ce e important este că poveștile nu trebuie să se schimbe așa cum nici copiii nu trebuie să se schimbe. Trebuie să fim noi înșine, pentru că fiecare emoție are rolul ei. Da. Așa zic și eu și uite că chiar ai spus așa o frază foarte, foarte, interesantă. Fiecare emoție are rolul ei și mă gândeam acum că ai pus special rolul acest, acesta al dragonului care deși este mare și mare, totuși o înfățișare impunătoare, totuși ai dat această timiditate astfel încât să ne gândim că nu întotdeauna un om care aparent este foarte mare și fioros este și așa întru totul? Exact, dragonul Hapciu uh, îi ajută pe dragonii din familia lui să-și accepte unele temeri. Pentru că, chiar dacă ești un dragon înfricoșător, uneori poate să-ți fie teamă să dormi cu lumina stinsă, uneori poate nu vrei să fii fioros și vrei doar să fii prietenos, dar nu știi cum să faci, cum să te împrietenești cu cei din jur. Și consider că este foarte important să le arătăm copiilor că nu întotdeauna. Emoțiile pe care le simțim uh, sunt negative. Ele trebuie doar înțelese, trebuie acceptate și lăsate să se manifeste așa cum sunt ele, pentru că ele ne spun de fapt ceva. Și personajele se vor întâlni la un moment dat și cu emoțiile în persoană, pentru că tristețea, furia, iubirea vor veni să vorbească cu ei și să le explice de fapt ce rol are fiecare. Foarte tare! Uh, și ce face vulpița? Vulpița este personajul înțelept din această uhum. poveste, este paznicul poveștilor uitate care are grijă ca poveștile să nu se rătăcească să nu dispară și are grijă să păstreze uh, echilibrul între emoțiile noastre pentru că asta facem prin povești până la urmă păstrăm un echilibru, ne amintim uh, ce înseamnă iubirea ce înseamnă prietenia, poveștile ne ajută să simțim lucruri, asta îi spune Vulpița Mișei și mai mult decât atât Vulpița ne arată că deși se spune despre vulpi, tot felul de lucruri, că ar fi viclene, că ar fura găini... Ei bine, Samuel, vulpița noastră, e altfel, e diferită pentru că a ales să-și urmeze visul și să fie un paznic al poveștilor, adică o persoană de încredere. Cum le-ai ales numele personajelor? Sunt foarte curioasă dacă a existat așa, nu știu, un motiv anume. A, a fost intuitiv, în primul rând, de obicei, când creez un personaj, încep de la înfățișare, îmi imaginez personajul și după ce am o imagine a lui, numele vine de la sine. La Hapciu, în schimb, a fost o inspirație de la noi de acasă, de la pisoiul nostru, care este un pisoi foarte timid și se numește Sughiț. Ce drăguț! Și am zis, haide să nu-l facem chiar Sughiț, dar o să-l facem Hapciu. Foarte drăguț! Aș vrea să te întreb legat de ilustrații. Ilustrațiile, de ilustrații. Acestea absolut magice din această carte, dar și din Samuel. cealaltă carte pe care am scris-o, tot ce nu știi despre Moș Crăciun, îi aparțin Cardei Zenco, o ilustratoare extraordinară, care îi mulțumesc de fiecare dată pentru că pur și simplu transformă în magie poveștile pe care eu le scriu și face o treabă minunată la editura Univers. Într-adevăr, chiar sunt fascinante mă uitam acum, uite că Hapciu aici totuși se îmbrățișează da, 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 da. Exact. cu Mișa am ținut în minte deja cum, cum o cheamă uh, da, mi se pare foarte, foarte tare și foarte interesant aș vrea să te întreb pentru ce vârstă crezi că ar fi această carte? Uh, pentru că e o poveste destul de profundă, cu multe substraturi îmi place mie să cred uh, eu aș recomanda-o undeva după 4-5 ani până Până când sufletul are nevoie de poveste, n-aș pune o limită superioară, da. pentru că eu mărturisesc că cu mare drag citesc povești acum și îmi produc multă bucurie și energie, deci eu recomand la toată lumea. A, și eu citesc că nu am de ales, poate că aș mai citi <laughs> și altceva uneori da. când deocamdată nu este posibil, mă rog, foarte, foarte rar. A, Ianca, știu, uite, sunt foarte curioasă dacă ai un plan și altă surpriză pentru noi în curând. Trebuie să te întreb asta? A, da, mă, am un plan întotdeauna. Una, o surpriză. În momentul acesta lucrez la două cărți, de data asta destinate adulților, dar am un în plan încă două și pentru, pentru cei mici. Acum nu știu care va fi prima, sunt toate patru începute. Da. Eu, eu sunt genul de persoană care trebuie să lucreze la mai multe lucruri deodată, pentru că altfel nu mă simt eu liniștită. Și cea despre cea pentru copii, o să dau un mic spoiler acum, Așa. dacă toți suntem aici. Asta îmi place, <laughs> Este va trata relația dintre un pici mic și curios și sora lui adolescentă, pentru că adulții mm -hmm. toți scriu și citesc cărți despre cum ne înțelegem cu adolescenții, dar nu ne-am gândit niciodată, oare cei mici cum îi privesc pe adolescenți, oare în mintea lor, cum sunt percepute toate schimbările din viața fratelui sau a surorii. Și atunci am zis, hai să ne imaginăm uh, ce simte un copil mic când sora sau fratele lui crește și deodată are total alte preocupări da. și de deodată simte nevoia să fie mai mult cu prietenii decât cu familia și sper că va uh, se va bucura de atenția celor mici și celor puțin mai mari această carte, despre care sper să revin cu mai multe detalii cât mai repede. Aș vrea să te întreb cum ți vin ideile, adică cum alegi tu subiectul unei unei cărți? Pentru că având în vedere că scrii și pentru adulți, dar și pentru copii, totuși uh, sunt așa două tărâmuri uh, oarecum diferite până la un moment dat. Îmi vin ideile din lucruri simple. Cum am spus, ideea asta mi-a venit privind vulpița. Uh, ideea cu Moș Crăciun mi-a venit pur și simplu stând la birou într-o zi de iarnă în care am simțit că am nevoie eu de un pic de magie și mi-am creat-o pentru mine. Și apoi am zis, Hai. asta e, că ar putea fi un pic mai mult de atât. Uh, când e vorba de cărți pentru adulți, evident, mă inspir de la uh, sentimente pe care noi, oamenii, le încercăm. Și atunci încerc să creez povești în jurul sentimentelor. Mă gândesc că. Ce ar fi uh, mai ușor de explicat pentru ca ceilalți să înțeleagă și să aprofundeze, ce au copiii nevoie să înțeleagă prin cărți, ce îi poate ajuta să se dezvolte și atunci subiectele vin, vin, sunt din abundență. Ce este pentru tine scrisul? Pentru că tu ești o tânără scriitoare la început de drum cumva dar ai atât de mult talent, am văzut și în Îți cartea funesc. pe care, de care am discutat data trecută, dar iată că și acum și uite că ai planuri în continuare mărețe pe, pe zona aceasta ce înseamnă pentru tine scrisul? Este un hobby mai mult decât atât? Este parte din mine. Am început să scriu povești din momentul în care am început să scriu Undeva pe la 5 ani, uh, care scrieam doar cu litere de tipar, dar scrieam povești, pentru că așa simțeam, așa mi-a plăcut. Uh, Mi-am dorit să fiu scriitor din totdeauna, nu știam dacă se va întâmpla sau nu, nu am avut un plan concret cu ascensiune propriu-zisă, dar am scris, am scris din totdeauna, nu mă văd vreodată uh, fără să scriu, nu văd să mă opresc din acest lucru, pentru că mă identific cu scrisul și mă definesc prin scris. Da, chiar simt și eu lucrul acesta și uite, înainte să încheiem, să știi că mai am o curiozitate. Când a fost momentul acela în care ai zis, gata, acum trebuie să și lansez prima mea carte? Uh, prima carte de drept a fost lansată în 2017, uh, este vorba despre o carte de poezii, Uh, și poate atunci nu a fost neapărat uh, decizia mea. Să adunaseră multe materiale pe care le-am scris. Ce uh, să fac cu ele? Uh, uh, da, da, oamenii din jurul meu, profesori, cadrele didactice care mă sprijineau în, în acest uh, demers au spus, uite, ar fi bine să le, să le punem într-o cărtiță. Dar momentul în care am simțit eu că pot să încep și să continui pe, pe drumul ăsta și să public cărți, a fost în momentul în care am dat materialul meu mai multor persoane, mai multor copii și am văzut interesul și am văzut că râdeau, că le plăcea, că îi antrena povestea respectivă și în momentul în care am uh, simțit că are un impact ceea ce scriu eu și că îi bucură și pe ceilalți, am zis ok, pot, pot să merg mai departe. Cred într-adevăr că feedback-ul celorlalți, mai ales al copiilor, este nespus, așa și că asta practic te hrănește cel mai și cel mai mult. Uh, da, dar în același timp, feedback-ul copiilor uneori e foarte tăios și nu da, ăsta... Da. Uh, la început nu eram pregătită pentru că de obicei îmi citeau adulții poveștile și adulții au alt mod de a spune ce nu este în regulă. Nu, copiii o să-ți spună direct, nu-mi place personajul ăla sau nu cred că e adevărat. Chiar la lansarea de carte cu Moș Crăciun mi-au spus, dar Moș Crăciun nu există. Mm. Și am Existat, ba da, sigur da, există, da, pentru da, da. că eu cred că există. <laughs> <Foarte laughs> și avem da. multe dovezi. Dar, într-adevăr, e plăcut să le auzi feedback-ul pentru că știi că e sincer. Da. Da, asta simt și eu, și într-adevăr, și eu prefer părerea sinceră exact. a unui copil întotdeauna. Îți mulțumesc foarte mult, și Bianca, eu îți și vă îți vă dorim nu știu să, ca această carte să fie citită de cât mai mulți copii și așteptăm și surprizele de care ne-ai spus. Înainte să încheiem aș vrea să reamintesc, Amin. pentru că era cât pe ce să uit. Pe 21 octombrie va la lansarea mm. cărții, la mol veranda de la ora 11, unde vom discuta cu un psihoterapeut care ne explică despre rolul uh, poveștii în dezvoltarea copiilor va fi prezentă și doamna secretar de stat de la Ministerul Culturii, uh, Diana Baciuna și vom avea și o super trupă care se va distra cu copiii vor aduce personaje din carte îi vor picta pe față o să fie super multă distracție și vă aștept Ce tare! Sună foarte, foarte bine uh, O să fim acolo și mult succes! Mulțumesc tare mult! Lifestyle mm -hmm. cu Elena Zagaican uh -huh. Pentru părinți